De 10 ani, CCF Moldova și patroana organizației, Valentina Nafornița, ne invită să celebrăm generozitatea. De 10 ani, ei transformă arta în mărinimie și tot de 10 ani ne învață să dăruim dragoste și sprijin copiilor care au nevoie de noi. În câteva zile vom avea a 10-a ediție a Galei Generozității, în acest an într-un format diferit, de bal al generozității, pentru că este a 10-a ediție. Cel mai mare eveniment de caritate din țară invită publicul larg la un bal de nota 10. Se anunță a fi o seară de neuitat, cu emoții frumoase și multe surprize. Am pregătit și un program extraordinar. Va începe cu o recepție, cu spații special amenajate pentru fotografii artistice în stil de bal, cu recuzite de bal și recuzite de teatru. Apoi va urma un concert cu protagonista Valentina Nafornița și un program extraordinar care include orchestra dirijată de Cristian Spătaru, Dumitru Mânțu, tenorul, un minunat cor de copii maestra de la București, dar și alte surprize pe care sperăm să le vedeți acolo pe loc în timpul balului. Pe lângă concertul de excepție, toți cei prezenți la bal vor fi invitați la o cină selectă urmată de o licitație caritabilă. Pentru că vorbim despre 10 ani de gală, vom avea și 10 loturi pentru licitație. Aș vrea să mă opresc doar la două dintre ele care mi se par ieșite din comun și din tipar. Vom avea manuscrisul lui Eugen Doga, semnat de el, care va fi licitat, și vom avea o superbă ie de la Valentina Vidrașcu, care este și ambasadoarea CCF Moldova. Recunoștința este unul din pilonii de bază ai Galei Generozității. Ea reflectă nu doar emoții, ci și fapte, așa că la ediția aniversară din acest an vor fi premiați și partenerii evenimentului, cei care de-a lungul timpului au devenit prietenii și umărul de nădejde al Galei Generozității. În timpul balului ne dorim să celebrăm și să oferim recunoștință partenerilor care au fost alături de noi de foarte mulți ani, 7, 8, chiar 10 ani, care au sprijinit programele noastre, au ajutat familiile cu care lucrăm, au dezvoltat servicii alături de noi sau au sprijinit gala. Vom oferi 10 premii pentru 10 parteneri extraordinari și sperăm foarte mult să se bucure și ei atât de mult cât ne bucurăm noi de parteneriatul cu ei. O seară cu multă generozitate poate schimba destine și oferi speranță și perspective copiilor. Toți banii care reușim să-i colectăm în această seară vor fi direcționați spre copiii care au dizabilități senzoriale, dizabilități de auz, de exemplu, care la moment au un acces dificil în școala comunitară. Vom procura echipamente speciale pentru acești copii, vom dota școlile ca să poată să se bucure alături de alți copii de o experiență frumoasă școlară. Binele cu bine se răsplătește, căci viața e asemenea unui bumerang. Tot ce faci se va întoarce. Și nu uitați, doar într-o familie, fiind înconjurați de atenție și dragoste, copiii își pot realiza întreg potențialul. Este important să știm că sunt doar 300 de locuri. Sper că mai găsiți bilete pe iTicket și vă așteptăm cu mult drag la acest eveniment de excepție.